vreau să discutăm despre bănci, pentru că cine n-are credit în ziua de astăzi și cine n-are ar putea chiar să înscrie pe pagina de Facebook și să se laude cu faptul că n-are credit, pentru că e adevărat, noi românii apelăm la credit atunci când avem nevoie de locuință sau alte lucruri personale. Însă ne-am dorit ca și relația dintre bancă și client să decurgă tocmai bine și când nu se întâmplă acest lucru, ce facem? Ei bine, alături de noi se află Alexandru Păunescu, membru al Colegiului de Coordonare al CSALB, directorul juridic al Băncii Naționale a României, CSALB fiind centru pentru soluționarea alternativă a litigiilor în domeniul bancar. Îi spunem bună ziua, bine ați venit la noi, bine ați venit în Iași de altfel. Bine v-am găsit. Veniți în Iași în cadrul unei caravane. Da, în ceea ce privește promovarea acestui centru de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul bancar, suntem într-o caravană. Și vă întreb direct, ce este CSALB? Să înțelegem și noi. Și cu ce ne ajută? Este o entitate non-profit înființată printr-o lege, e vorba de ordonanța 38/2015, non-profit guvernamental, evident cu personalitate juridică, ce oferă o platformă de soluționare alternativă a litigiilor dintre consumatori și băncile comerciale plus IFN-uri. Aș folosi cuvântul consumator și nu de client, pentru că client într-o manieră largă, așa înseamnă orice persoană care beneficiază de serviciile unei bănci, inclusiv persoane juridice. Noi nu suntem la momentul acesta decât soluționatori, să spun, da, sau intermediari în ceea ce privește soluționarea alternativă dintre consumatori și băncile comerciale, deci persoane fizice. Alternativ însemnând să nu ajungem în instanță. Alternativă, da, asta e pe scurt. Chiar mă uitam și vorbeam cu un coleg de-al meu mai devreme că totuși, față de anul trecut, de când am început să participăm la emisiuni TV, oamenii au început să înțeleagă mult mai bine despre ce e vorba cu soluționarea alternativă a litigiilor. Trebuia să explic ce înseamnă alternativ, ce înseamnă instanță, care sunt avantajele soluționării alternative a litigiilor. Oricum, astea sunt chestiuni pe care le facem în ceea ce privește promovarea centrului de soluționare alternativă, că practic noi trebuie să explicăm despre ce e vorba cu centrul ăsta. Sunt niște proceduri. Centrul de soluționare alternativă nu soluționează el însuși. Noi avem niște colaboratori. Aceștia sunt practic entități de soluționare alternativă a litigiilor. Sunt oameni care au experiență în domeniul financiar bancar de minim 10 ani de zile în domeniul juridic sau economic. Avem 17 astfel de conciliatori. Găsiți informațiile acestea pe care vi le spun pe site-ul centrului de soluționare www.csalb.ro. Una dintre caracteristicile importante ale soluționării alternative este faptul că se derulează într-o perioadă foarte scurtă de timp. Vorbesc foarte scurt de timp raportat la cât poate să dureze un litigiu. Ce înseamnă o perioadă? Înseamnă maxim 3 luni de zile, 90 de zile. Prin intermediul unui conciliator, deci o persoană care se ocupă de soluționarea, hai să spun prin mijloace specifice în ghilimele, că sună să nu dăm alte conotații. Dar având în vedere experiența de care beneficiază aceste persoane, sunt profesori și sunt avocați reputați nu numai din București, prin mijloace specifice, dar repet, se ocupă de soluționarea alternativă. Da. Nu este o procedură confruntativă. Adică nu vă așteptați să vă întâlniți cu banca, să stați de o parte și de alta mesei și să fie un arbitru ca să nu se încaiere părțile, da? Să folosim un limbaj pe înțelesul tuturor. Nu. Această soluționare alternativă poate avea loc online. Este un avantaj pentru părțile, pentru consumatorii care nu sunt din București sau din zonele limitrofe Bucureștiului, astfel încât să-și permită să participe la aceste, hai să spun, sesiuni de soluționare alternativă. Se poate face soluționarea online, conciliatorii folosesc mijloacele moderne de comunicații, telefon, e-mail. Centrul reprezintă interesele acestor consumatori sau ale băncii? Nu. E o întrebare foarte bună. Centrul reprezintă interesele ambelor părți. Motivul pentru care s-a înființat această entitate a fost de a netezi asperitățile dintre consumatori și bănci, de a încerca să elimine polarizare, antagonizarea celor două părți. Până la urmă sunt două părți care au un interes comun. Băncile trebuie să plaseze anumite sume de bani unor consumatori care sunt în stare să plătească sumele respective de bani și care înțeleg ceea ce semnează atunci când semnează un contract. Nu vorbim numai de contracte de credit, aici vorbim de contracte de deschidere a unui cont, cont curent, cont de economii,
Vorbim de eliberarea unui card, nu neapărat card de credit, pentru că atunci iar înducem în sfera contractelor de credit. Orice serviciu prestat de o instituție financiară este susceptibil de a fi soluționat alternativ prin intermediul centrului de soluționare alternativă, evident, prin cei despre care am vorbit mai devreme, conciliatori. Încă o dată subliniez că sunt persoane cu care noi colaborăm, noi cei de la Centrul de Soluționare Alternativă. Am avut parte de întrebări și în continuare sunt oameni care sau n-au înțeles sau, hai să spunem că e un pic mai puțină bunăvoință atunci când vorbesc despre colegiul de coordonare. De exemplu, eu sunt membru în colegiul de coordonare, noi nu putem să ne implicăm în soluționarea alternativă a litigilor, în mod direct, noi cei din colegiu. Da. Cei din colegiu se ocupă de proceduri de soluționare alternativă a litigilor, se ocupă de asigurarea suportului logistic și administrativ pentru ca aceste proceduri de soluționare alternativă să aibă loc, dar în niciun caz nu ne implicăm în soluționarea efectivă a litigilor. Și totuși, care sunt cele mai frecvente plângeri? Acum, în mare, sau foarte simplist, persoanele fizice, consumatorii, care vin și depun cereri la centrul de soluționare alternativă, în format electronic, avem o aplicație IT mai nouă de vreo câteva luni de zile care funcționează foarte bine, sau prin poștă, sau prin prezență fizică, au vrut să se asigure că există centru efectiv, doresc să li se diminueze ratele de plată a creditelor pe care le-au încheiat cu băncile. Vorbim de reducerea sau de eliminarea unor comisioane, vorbim de reducerea dobânzii, vorbim de reducerea marjelor, diverse mecanisme de reducere a ratelor lunare, inclusiv a soldului, pentru că avem câteva cazuri de litigii soluționate prin reducerea semnificativă, aș zice, chiar de 20-25% a soldului. Adică ce sume? Despre ce sume putem discuta? Vorbim de sume de la câteva sute de euro până la 20.000 de euro. E un caz recent pe care noi l-am și făcut public, un dosar din Dolj, un consumator cu probleme destul de, hai să spun, puternic sociale și care a beneficiat de ștergerea efectivă a creditului din sold. N-aș vrea să creez așteptări, hai să spun, nerealiste consumatorilor celorlalți, dar avantajele pe care le oferă această procedură de soluționare alternativă sunt evidente, sunt clare în ceea ce privește, sau mă rog, prin comparație cu ceea ce se întâmplă în instanță. Timpul petrecut în instanță este mult mai lung decât timpul pe care îl, hai să spun, petrece așteptând să se rezolve un dosar prin soluționare alternativă. Faptul că n-ai nevoie de un avocat, n-ai niciun fel de costuri cu privire la soluționarea alternativă. Deci ca și consumator, costurile sunt zero. Deci efectiv oamenii pot apela la dumneavoastră, vă sună, cum dau de dumneavoastră? Avem un telefon cu 0219414 prin care, cu ajutorul căruia se pot informa consumatorii despre ce e vorba până la urmă cu soluționarea alternativă. Sunt pașii foarte ușor explicați pe site-ul Centrului de Soluționare Alternativă. Am făcut și reprezentări grafice astfel încât să nu sune atât de juridic, atât de formalist, așa cum se întâmplă în instanță. E o procedură informală și voluntară. Părțile sunt, evident, consumatorii și băncile pe de o parte celor două părți, 10% aproximativ prin încheiere. Încheiere înseamnă că părțile nu s-au înțeles. Dar au plecat fără scandal, fără cheltuieli de partea consumatorului și, nu știu, e calea deschisă instanței sau unei alte proceduri de soluționare alternativă dacă banca va mai vrea să mai deschide un astfel de dosar după ce s-a soluționat deja. Caravana înseamnă prezența noastră în țară la evenimente organizate în marile orașe ale României. Primul a fost Timișoara, al doilea a fost Clujul, a urmat Constanța, acum este Iașu. Ne oprim anul acesta cu această caravană. Da. Probabil că anul viitor vom merge undeva în centrul țării, plus Craiova, ne facem temele pentru anul următor. Dar cea mai bună formă de, hai să spun, de publicitate în ghilimele, că nu suntem, nu avem vreun ban de câștigat în urma mai multor dosare pe care le soluționăm. Care este targetul nostru până la urmă? Targetul nostru este să încercăm să diminuăm cât se poate de mult numărul de dosare pe care instanțele le-au acum pe rol, să diminuăm numărul de reclamații pe care consumatorii le fac, spre exemplu, la ANPC. Motivele sunt, unul dintre motivele principale este acela că nu ne dorim confruntarea părților.
băncile și cu consumatorii nu sunt de o parte și de cealaltă a unei baricade. Sunt împreună în această relație contractuală, nu sunt polarizate, n-au interese contrare. Deci, hai să încercăm. Acum, știți cum e? Este foarte greu, este un proces de durată să schimbi o mentalitate. Nu ne facem speranță că lucrurile astea se vor schimba peste noapte. E vorba de schimbarea unui mod de gândire, e vorba de aplicare spre negociere, spre conciliere. Nu prea avem cultura asta a concilierii, dar sunt și alte popoare care n-au avut-o și au format-o în timp. Însă, în cadrul acestor întâlniri în țară, cât de interesați au fost românii? Ce întrebări v-au adresat? Acum, cei care ne interesează foarte mult în această caravană sunt membrii reprezentanții presei. Pentru că oricât de mulți ar fi oameni prezenți în sală, sau reprezentanții asociațiilor de consumatori sau așa mai departe, nu pot fi mai mult de 20, 30, 40, 50, 100. Da. Dar important e ca televiziunile, ca radiourile, ca mass media în general, presa scrisă, audio-vizual, să fie prezente pentru a disemina această informație, să facă practic cunoscută existența Centrului de Soluționare Alternativă. Este un avantaj net pentru consumatori această procedură față de cealaltă procedură contencioasă și merită făcută, cunoscută prezența Centrului de Soluționare Alternativă. E o entitate care funcționează, adică nu vorbim de un proiect sau de un act normativ care încă n-a fost transpus. Și, repet, pe site-ul Centrului de Soluționare Alternativă găsiți o chestiune foarte interesantă, noi ne-am gândit de la început la această rubrică, testimoniale, oameni care au beneficiat de soluționare alternativă prin intermediul conciliatorilor, oameni care sunt mulțumiți, oameni care au făcut o declarație fără să primească vreo sumă de bani, ci pentru că așa au simțit să o facă. Asta e cea mai bună formă de publicitate pe care noi putem să avem parte ca entitate care se ocupă cu soluționarea alternativă a litigilor. Vreau să ne reamintiți care este site-ul pe care îl poți adresa. Este www.csalb.ro, număr de telefon pentru informații, solicitarea de informații suplimentare, 021-9414, e tarif normal. Avem câteva mii de oameni care au solicitat informații și care ne-au sunat, într-adevăr, cam într-un an, un an și jumătate, pentru că noi funcționăm de vreo 2 ani de zile. Dar, efectiv, dosarele și cererile au început să curgă la finalul anului trecut. Cam de un an de zile noi funcționăm în parametri, așa spun, normali, având un număr de dosare ridicat în așa fel încât să vorbim de o cazuistică deja, adică să discutăm despre soluționarea alternativă, nu prin cifre sau prin statistici, ci efectiv prin dosare. Vă mulțumim foarte mult pentru informații. Mult succes mâine, să vină cât mai multă lume și să se informeze direct. Mulțumim. Dacă nu, găsiți și site-ul. Vă mulțumim și dumneavoastră de atenție. Nu ratați în această seară de la ora 18, telejurnalul de la ora 18:30. Bineînțeles că aveți interviul săptămânii de la ora 19, actual regional. Toate cele bune, ne vedem mâine. Să aveți o săptămână cât mai productivă.